Clipe de groază pentru mai mulți localnici din Spătaru. După ce un tir a ieșit de pe șosea și a pus la pământ gardurile, mai multe anexe și două mașini. Șoferul unui ansamblu de vehicule care se deplasa în direcția Buzău-Urziceni a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe șosea, distrugând gardurile și anexele a trei gospodării, dar și două autoturisme parcate. Impactul a fost atât de violent încât a transformat totul într-un morman de moloz. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă pagubele sunt uriașe. Cel mai probabil, șoferul a adormit la volan. Acesta a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind însă negativ. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care a avut loc accidentul.